Lumi în coliziune cu Radu Golban la Gold FM. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă urez bun venit la emisiunea Lumii în coliziune, aici live la Radio Gold FM pe 96,9 MHz. Puteți urmări această emisiune și pe YouTube sau Facebook. Provocarea secolului. Înlocuim friptura cu insecte. Azi vă invit la o dezbatere senzațională. Este dezbaterea momentului. Cum arată mâncarea viitorului, dar și când începe acest viitor? Ne vom sătura cu o pastilă cu gust de friptură sau vom recurge la insecte? Mă va ghida prin acest univers incitant al plăcerii pe șase piciorușe domnul Volke Dammann din Hamburg, unul dintre pionierii germani ai curentului care și-au propus să transforme insectele în alternativă la proteina clasică. Invitatul meu a scris și o carte de bucate pe baza acestui ingredient, considerat versatil. Vom vedea împreună ce argumente are. Nu este exclus să se rescrie și Sanda Marin. Apoi voi continua discuția alături de doamna profesor dr. Ioana Bălan de la USAMV Timișoara, expert în securitate alimentară, și de fermierul domnul Ionuț Olteanu. Vă promit o discuție de nota 20 despre viitorul alimentației. Cu acest short m-am pregătit să vă și demonstrez ce gust au hamburgerii din vierme de făină. Hello, Herr Dammann! Bună ziua, domnule Dammann! Bună ziua! Bine ați venit! Ce mai faceți? Mulțumesc! Bine, foarte bine! Vremea e frumoasă, totul e perfect. Cred că la Hamburg e mai degrabă o raritate vremea frumoasă. Exact, dar de vreo 2-3 zile chiar avem noroc. Super! Ați scris o carte de bucate bazată pe insecte și sunteți fondatorul a ceea ce se numește insecte pentru gustări, snack insects. De origine sunteți din Hamburg. Povestiți-ne cum ați ajuns la insecte. Da, este întrebarea care mi se pune foarte des. Din întâmplare, am studiat cu totul și cu totul altceva, design de comunicare, deci nu m-am dus spre biologie sau... Noch habe ich von klein auf in și nici Asien nu am crescut de mic în Asia și acasă n-am mâncat niciodată în familie insecte, copil fiind. Dar la un moment dat am citit un articol despre alte surse alternative de proteine și erau numite acolo și insectele. Așa încât ăsta a fost felul în care am început să mă ocup de acest subiect. Încercat să văd ce gust au insectele și cam de acolo a început totul. Adică ați fost un pionier în domeniu, putem spune. Da. În special în anii din urmă s-au întâmplat foarte multe în ce privește interesul din partea populației și a mediilor. Și cadrul legal începe să se miște. În 2012-2013 și ONU a început să încurajeze Occidentul să se deschidă acestui domeniu pentru avantajele de natură ecologică. Dar nu prea erau oameni care să aibă experiență cu așa ceva. La noi, consumatorii în Germania erau neștiutori și în continuare suntem o piață de nișă, dar în ultimii ani lucrurile au mai evoluat. Aș vrea să vă întreb, se regăsesc insectele în dieta dumneavoastră zilnică sau sunt doar o savoare ocazională?
Nee, tatsächlich deci, ist es auch nicht so, dass, dass să ich nu jetzt credeți acum că întreaga mea dietă se bazează pe insecte. Man kann schon sagen, klar, sigur că da, mănânc auch vermehrt jetzt mai mult decât înainte insecte, în special din produsele noastre, în special când apar rețete noi sau produse noi. Dar pe de o parte trebuie spus, ele reprezintă un aliment foarte scump și producția este limitată. Eu în continuare mănânc în continuare carne, dar versuche drauf zu achten. Dintotdeauna am încercat să fiu atent de unde provine carnea. Noi aici avem creștem pui, iar fratele meu crește oi. Și de acolo, aceasta este carnea pe care o mâncăm noi. Sagen wir mal überspitzt, deci, în principiu, ich gehe nicht in den Supermarkt und kaufe nu da so, mă duc so ein Paket Fleisch, weil das gerade im Angebot magazin ist. Și cumpăr cea mai ieftină carne pentru că este la ofertă și la micul dejun mănânc 8 fripturi. Ein bisschen ans Herz legen. Ideea klar, este kann man că essen, da, poți să mai în continuare Gedanken machen, wo es produziert wird. Ar trebui să ne gândim mai des de unde provine carnea respectivă și de ce este atât de ieftină. Spuneați mai devreme că ONU a abordat acest subiect și a solicitat ca și populația din Occident să se hrănească mai mult cu insecte. Este asta în primul rând o chestiune de ecologie, de sustenabilitate și este fezabil din punctul de vedere al prețului și al disponibilității cantitative. În Aargau, în Elveția, unde eu locuiesc, a fost creată prima crescătorie de insecte biocertificată din lume. Sigur că nu este membru în Asociația Fermierilor, dar este înregistrată la BioSwiss. Și din ce am citit, volumul de muncă pe care această activitate îl presupune este relativ mare și nu pot fi obținute decât cantități modeste. Și așa cum spuneați, această materie primă nu este deloc ieftină. Vorbim de prețuri de peste 100 de franci elvețieni pe kilogram. Se întrevede o optimizare așa încât în viitor să existe mai multe crescătorii din insecte și astfel să scadă prețurile. Da, ne aflăm la început de drum. Olanda, Franța, Belgia au oarecum mai multă experiență. Dar în continuare, passiert das eben in vergleichsweise sehr comparație, lucrurile sunt de schon repede. Automatisierte Anlage, in Olanda avem prima instalație komplett automatizată care produce viermi buffalo. Practic, aceste instalații curăță și filtrează aceste insecte și sigur că aceasta reprezintă un progres. Am aici pentru cei care și nu fac reclamă ascunsă, pentru cei ce ne și văd, am câteva produse din Elveția. Am păstrat doar denumirea insectelor expuse, nu știu dacă se vede, avem râme uriașe, coropișnițe cu mirodenii, greieri cu chili. Și presărate cu mirodenii, am să gust și eu. Are gust de nucă, mi se pare. Dumneavoastră cunoașteți mai bine diverse moduri de preparare a acestor insecte. Iar râmele astea uriașe, am încercat odată, au un gust interesant, aș spune. Coropișnița cred că e prea mare pentru o singură îmbucătură.
Astfel de gustări, de principiu, cred că sunt foarte sănătoase. Mai sănătoase decât chipsurile tradiționale, cu tot felul de condimente și arome artificiale care favorizează obezitatea în rândul populației. Ce puteți să ne spuneți despre aceste tipuri de produse selectate de mine? Așa cum ați spus, sunt produse de o firmă elvețiană și profit de ocazie să-l salut pe șef, pe Cristian. Noch nicht erlaubt ist. Das ist hier in Deutschland eben schon anders. In Elveția, viermii buffalo nu sunt încă autorizați, în Germania, da. În Europa ne găsim într-un termen de tranziție. Ist die Zulassung abgeschlossen. În sfârșit, în ce privește viermii de făină, aceștia au fost autorizați, dar, de exemplu, la viermii buffalo, procesul de autorizare, deci încă este în curs zugelassen und genau das sind eben fertige snacks. Vorbim despre gustări, o alternativă la chipsurile pe care le cunoaștem cu toții. Sunt prăjite, date cu mirodenii și im Vordergrund steht. Gustul nu este atât de pregnant. Pistazie oder Sonnenblumenkerne. Poți să mai adaugi nuci, fistic, tot felul de tolle Sache so condimente, mirodenii, probieren zum snacken. Man kann aber die interesant, Sachen de exemplu, poți să combini aceste insecte cu supe, salate, pe paste poți să pui, dann vielleicht eben auf Hack oder in carnea tocată, verzichten. Und eben dieses sehr nachhaltig erzeugte, hochwertige consumi această proteină produsă sustenabil. Vă rog să ne povestiți puțin despre procesul de fabricare. Aceste coropișnițe pe care, de exemplu, le-am aici pe farfurie, cum se obține astfel de coropișnițe? Prin ce procese trece până când aterizează în farfuria noastră? Trebuie să precizez că noi nu creștem insecte. Noi de la bun început am căutat parteneri de cooperare. Și înainte să deschidem firma, deja ne-am interesat de unde putem să facem, de unde putem face rost de marfă sănătoasă și așa cum am spus, Franța, Belgia, Olanda. Coropișnițele sunt complicat de crescut pentru că se cresc în niște terarii și da, observ că sunt intacte aceste coropișnițe. Mă uit la asta și e aproape intactă. O și arăt la camere. Se vede aici corpul, se văd și ochii. E doar deshidratată, e și congelată. Cum funcționează? Nu știu foarte exact în cazul produsului despre care vorbiți, dar la noi noi le primim uscate și congelate și acestea sunt produse special pentru consum început, de la bun început. Și sunt controlate foarte exact 24 de ore înainte să fie pregătite să intre în proces. Asta ca și cu 24 de ore înainte nu li se mai dă de mâncare ca să-și golească intestinele înainte de a fi omorâte, sacrificate. Die Körpertemperatur der Umgebung anpassen, also sie werden ganz träge, ele sunt supuse unor temperaturi mai scăzute care seamănă cu anotimpul rece, cu hibernarea și când sunt și la un moment dat la un moment dat ele nu se mai mișcă și în felul acesta se utilizează, putem spune, o metodă blândă de sacrificare. După aceea sunt curățate și opărâte, und anschließend kommen die dann in die Gefriertrocknung, das heißt durch Kältezufuhr werden die
eben die Flüssigkeit entzogen und so werden sie haltbar gemacht. Deshidratate. Und durch diese schonende Gefriertrocknung prin această bleibt eben das deshidratare, Insekt auch noch, von der Optik her eigentlich insectele rămân intacte. Sigur că în ambalaj se poate întâmpla să le mai cadă câte un picioruș, dar așa cum ați arătat și dumneavoastră, în general sunt intacte. Am aici una cu piciorușe. La coropișnițe trebuie să avem grijă dacă coropișnița mai are picioarele posterioare pentru sărit. Mai bine să nu le mâncăm pentru că au niște ghimbi ca la pește oarecum. Eu personal dau jos și aripioarele pentru că mi se pare că în gură sunt prea plăcute, dar în principiu poți să le mănânci întregi. Acum eu mă aflu în situația de a fi aici cu un specialist și a degusta pentru a doua oară în viață astfel de insecte. Și știu că nu poate să mi se întâmplă nimic rău și nu aș fi putut vreodată să-mi doresc un kit mai bun. Ieri am dat un telefon, vreau să cumpăr niște insecte și trebuie să fiu atent să nu fac reclamă mascată și am spus la telefon că fac o emisiune, am întrebat de unde pot cumpăra astfel de produse în St. Gallen, m-a întrebat ce emisiune fac, era o doamnă foarte drăguță la telefon, i-am spus că îl am invitat pe domnul Daman și a fost super încântată să aud asta. Deci se pare că sunteți o figură foarte cunoscută în acest domeniu, așa că e o mare onoare că ați venit la emisiunea noastră. Am întrebat și unde poate asculta emisiunea, i-am promis că îi trimit linkul pe YouTube ca să poată urmări discuția noastră. Cristian, pentru că nu pot să zic numele firmei, fondatorul acestei firme, fast zeitgleich auch mit uns gestartet. Și această firmă a început cam odată cu noi, poate ceva mai devreme, în Elveția și au această activitate de pionierat, putem spune, în Elveția. Wir sind sogar in einer, wie sagt man's, Verbandsgruppe. Suntem împreună într-o asociație BIPRO. Este vorba despre Asociația Surselor Alternative de Proteine. Și avem un grup de lucru acolo în care încercăm să facem muncă de informare a populației, dar și printr-o anumită rețea să colaborăm și colaborăm și cu Cristian. Despre coropișnițe am citit că ele conțin de 4 ori mai mult fier, vitamina B1, B2, decât oul de găină, ceea ce reprezintă niște valori senzaționale. Și se mai spunea că printr-o hrănire optimizată a insectelor, aceste valori pot fi și mai mult îmbunătățite. Sunt aceste valori nutriționale identice la aceste insecte, adică fie că vorbim de greieri sau viermi de făină, în principiu eu vorbesc despre 4 insecte. Și pot să spun că valoarea nutrițională este cam aceeași. Posibil, oricum au conținut foarte mare de proteine, acizi grași nesaturați, vitamine, minerale, cupru, fier, magneziu, zinc. Deci, într-adevăr, sunt un furnizor foarte important de energie. Constante Körpertemperatur benötigen. So, und das ist eben eine, ja, oder ein großer Vorteil. Aceasta reprezintă, desigur, un avantaj foarte mare și pe viitor va juca un rol foarte important dacă vom vedea dacă vom putea
să introducem deșeurile, să le reintroducem în circuitul natural cu ajutorul insectelor care să închidă golul și să obținem sustenabil proteine. Și nu e vorba doar de sectorul alimentar și de alternative la proteine și așa mai departe. Reprezintă și o alternativă la acvacultură. Also werden da auch die Produktionsmengen aktuell schon wesentlich schneller skaliert als jetzt im Lebensmittelbereich. Und das cantitățile auch de producție nu sunt atât de mari. Im Insektenfutter. Genau, da gibt es schon einige, die deja anumite firme care lucrează în acest domeniu și este un lucru extraordinar să găsim, de exemplu, o alternativă regională la soia sau dacă nu va mai trebui să mâncăm atât de mult pește. Am citit că există mai mult de 2300 de tipuri diferite de insecte pe care le-am putea consuma. Puteți să ne dați un sfat de cunoscător, o delicatesă anume, cum e cafeaua aceea din Indonezia, copiluvac, din excremente de pisică, mai exact civeta de palmier, și care este exorbitant de scumpă. Există prin Pacificul de Sud insecte pe care le savurează doar anumite căpetenii de trib? Nu pot decât să-mi imaginez acest lucru, nu știu cu siguranță, dar noi deocamdată ne-am concentrat pe doar anumite tipuri de insecte. Man kann natürlich super viele Sachen machen bei Insekten, ist eben posibilitățile sunt nenumărate, poți să le prepari în diverse feluri, poți să pui condimente, mirodenii, poți să faci și dulciuri, fie ca făină de proteină, sub formă de pulbere, dar sau, de exemplu, viermi de făină, poți să îi prepari cu mierea de albină, cu ciocolata și se potrivesc foarte bine ca gust. Și atunci vorbim despre o diversitate de rețete. Și în funcție de modul de preparare poți să produci un anumit gust. Din 7 miliarde de oameni de pe planetă, circa 2 miliarde se hrănesc cu insecte. Să presupunem că criza climatică se va manifesta atât de urât, precum ne avertizează unii politicieni, iar oamenii ar fi siliți să se hrănească preponderent cu insecte. Ar putea fi intensificată producția, cum vedem în cazul industriei cărnii, cultivării, nu știu, legumelor. O întrebare dificilă și nu vreau să mă hazardez cu un răspuns, pentru că eu nu sunt crescător și atunci mă simt puțin depășit de această întrebare, dar insectele au un ciclu de viață redus și asta înseamnă că se poate produce în masă acest tip de aliment. Și atunci cred că în caz de necesitate ar putea fi accelerată producția. Și perioada de valabilitate e uimitoare. Dacă le păstrezi la loc uscat și rece, cel puțin aceste gustări sunt se păstrează foarte bine. Da, ele se țin la rece, se deshidratează la rece. Wird dann aber eben durch Hitzezufuhr. Și wenn man gerade so ein ganz trockenes Produkt hat, când ai un astfel de produs deshidratat, poți să-l compari cu carnea de vită deshidratată care
pe care poți să o găsești ca gustare. Oder Feuchtigkeit ist es eben sehr lange haltbar bei și, der Gefriertrocknung, da, sagt man immer wenigstens acest, ein Jahr, acest kein Problem. Mod de je nach Lagerung natürlich, tratare aber, a cărnii respectiv a insectelor contribuie la durata ridicată a de valabilitate. Să trecem acum la un alt aspect interesant. Prejudecățile sociale care, desigur, se opun consumului de insecte. Știți cum se spune? Dracu mănâncă muște, chiar dacă doar atunci când nu are de ales. Știm că în evul mediu se credea că răul se acuiază în corpul uman sub formă de viermi. Există astfel de reprezentări arhaice care, cel puțin în lumea noastră, îi împiedică pe unii să guste astfel de savori? Cu siguranță există. Este o chestie de cultură. Oamenii au prejudecăți în funcție de cum au fost educați. Nici eu mai de mult nu mâncam insecte și mie mi s-a indus ideea că aceste insecte nu sunt decât niște dăunători. Deci este o chestiune Griechen und Römer hat man eben auch culturală. Noch Insekten hier verzehrt. Greci și romii antici mâncau insecte. Ist es so, dass, dar nu s-a transmis acest obicei. Von den Eltern das so beigebracht, în schimb, copiii, de exemplu, sunt învățați că insectele nu sunt bune, că sunt scârboase, că te îmbolnăvești de la ele. Și atunci, sigur, aici rezidă cea mai mare provocare să îndepărteze această rețetă. Ținere a oamenilor față de insecte. E nevoie de muncă, de informare și să le oferi posibilitatea să guste, să deguste. Și după ce fac primul pas, după ce mănâncă, nu știu, un greiere prăjit și văd că de fapt nu e atât de rău, den ersten Schritt in die richtige cred Richtung. Cred că ai făcut primul pas în direcția corectă. Nun habe ich ja heute in der ersten, also zum ersten Mal hier. Azi, pentru prima dată aici la Radio Gold FM, m-am dotat, pot să spun, cu recuzita unei emisiuni culinare. Am gustările de insecte și am cumpărat niște chiftele din viermi de făină. Cam așa arată, le aduc mai aproape de camere. Până la începutul emisiunii au stat la rece și am procedat cu ele la fel ca și cu chiftelele normale. Le-am scos în prealabil de la rece. Acestea sunt făcute din viermi de făină, dar am citit că mai conțin și soia, țelină. La fabricarea acestor chiftele pentru hamburgeri se utilizează cereale pe post de liant. Cum sunt acești viermi de făină? Mai proaspăți, mai deshidratați și așa mai departe atunci când se fabrică chiftelele? Sincer, nu pot să vă spun, pentru că noi nu producem alternative la carnea pe care o cunoaștem cu toții, însă există firme, nu pot să le spun numele, firme specializate care creează astfel de Insekten oder mit Insektenanteil. Chiftele speciale pentru burger din insecte. Nu pot să vă spun așadar prea multe, dar din ce știu, la anumite variante de chiftele se folosesc viermi proaspeți, la altele se folosește un fel de pulbere care se amestecă cu apă, seamănă oarecum cu o rețetă de falafel. Aha. După miros, par ușor picante. Conțin chili, boia, ceapă verde, ceapă. Acum câțiva ani, în Coreea de Sud, cred că am încercat un greiere, dar
un hamburger din fierb de făină este un lucru cu totul și cu totul nou pentru mine. Așa că o să-l pregătim aici împreună. Cred că îmi trebuie și un sos. Două chifle am deja, unul îl facem cu mango și unul cu sos barbecue, cu salată. Și folosesc și muguri. Să așteptăm să se încingă plita. Bei solchen Produkten ist es ja eben schon, dass man da produse, auch, mal den Konsumenten so ein bisschen an die Hand nimmt. Trebuie să iei de mânuță pe consumator și să-i spui, știi cum e hamburgerul, îi place fiecăruia și seamănă, chiar seamănă cu acești hamburgeri pe care îi cunoaștem cu toții. Deci putem să ne servim de această asemănare optică pentru a ajuta pe oameni să facă pasul, saltul. Pentru că mai întâi trebuie să accepte aspectul exterior al acestor noi produse. La noi, la Hamburg, există chiftele de pește și arată fix la fel cu acestea ale dumneavoastră. Și oamenii le cunosc, sau există niște produse gen falafel. Deci sunt niște lucruri bune, produse bune pe care nu este nicio problemă să le introducem în alimentația noastră. Deci aspectul joacă un rol decisiv la alegerea acestor alimente, adică să nu vedem tentacule, piciorușe, aripioare și atunci prejudecățile sunt mai mici, nu-i așa? Sigur, depinde cine încearcă produsul respectiv. Noi avem produse care sunt mai speciale, de exemplu Jungelada sau poftim? O jungeladă? Da, jungeladă. Ce e asta? Păi este o tabletă de ciocolată. Practic, ciocolata încă lichidă se pune peste viermi de făină și se obține o tabletă de ciocolată cu viermi de făină, care se ambalează în celofan pentru a putea vedea viermii presărați pe acolo. Ca la migdale, ciocolata cu migdale, de exemplu. Nu putem spune că este nu știu ce produs sănătos sau este o alternativă viabilă, dar e distractiv să cumpere așa ceva, să faci cadou, să faci o glumă, oricum trebuie să creezi contexte ca oamenii să guste într-adevăr, să realizeze că sunt bune la gust și atunci poți să zici că ți-ai atins scopul. Iar cei care au o problemă cu aspectul, cred că pe aceștia îi ajută un astfel de artificiu. Das sehen möchten, zeigen es vielleicht noch mal einigen Freunden, wie mutig sie sind und beißen dann eben in die Heuschrecke. Dacă se pot lăuda cu ceva, o fac cu mare plăcere. În România se mănâncă tradițional multă carne. Și mai ales acum vara se mănâncă mititei, niște specialități din carne de oaie și porc. Nu știu exact fiecare în ce proporții. S-ar putea pune ceva vierme în mititei? Sau există viermi care aduc așa cu gustul cărnii de oaie sau de porc? Se poate spune că o anumită insectă are gust de vită sau de oaie? Kann ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich beurteilen, was ich schon sagte, über 2000 Insektenarten weltweit. Posibil printre ele să fie unele care au gust de oaie. Noi lucrăm în special cu aceste cu patru tipuri de insecte deocamdată. Și nu aș compara aceste insecte cu carne neapărat. Nuss oder nach pflanzlichen Geschichte. Daher geht das eher mai degrabă cu plantele, cu legumele, să falafel. Zicem. Și atunci m-aș gândi mai degrabă la falafel. In so was Fleisch, so ein fleischigen Geschmack.
Aber klar, dar man bineînțeles auch solche, că pot fi încercate și aceste variante foarte picante. Alles kein Problem. Nu, nu e nicio problemă. Uhr, mă uit pe ceas, prăjim 3 minute pe fiecare parte, așa scrie în instrucțiunile de gătire a acestor produse. Eu gătesc cu mare plăcere și întotdeauna mi-am dorit să gătesc ceva la emisiune, dar că voi găti insecte, asta nu mi-am imaginat nici în cele mai îndrăznețe vise. Dar să vedem ce iese. E duminică la prânz, când cam toată lumea e bine mersi acasă și gătește ceva bun. Aș fi curios câți se vor lăsa inspirați de noi pentru a vedea cum va arăta mâncarea viitorului. Știți cum se spune, cine îndrăznește câștigă. Cine știe, poate în viitor va trebui să ne hrănim mai mult cu insecte decât vom vrea să o facem. Poate va exista o obligație mai degrabă decât opțiunea. De aceea, mai bine să încercăm să facem cunoscută din timp ce e nou. Aha, și chiftelele văd că încep să se rumenească. Ați gustat un astfel de hamburger făcut din vierm de făină? Da, chiar foarte des, aș putea spune. Sunt foarte buni. Acest toaster are și funcțiune de toast pentru burgeri, ca să se prăjească doar în partea din interior. Păcat că sunteți așa de departe. Am fi putut savura acești burgeri împreună. Der durchaus einen Bezug dar, oder Ähnlichkeit zu Insekten hat. Nu știu, cum rămâne cu fructele de mare, cu mierea? Mierea, delicioasa miere, este un produs al unei insecte. Și nu ne mai săturăm de mierea de albine. Dacă vine de, vorba de insecte, cam strâmbăm din nas. Aveți dreptate și este exact unul din argumentele pe care le prezentăm noi atunci când oamenii în mod exagerat strâmbă din nas. Pentru că și paella sau capul de crab, creveții, lumea aici nu vede o problemă. Dar... Das ist eben was ich anfangs sagte. E exact ce am spus la început. E vorba doar de o reținere nejustificată, ereditară, am putea spune. Pentru că, pe de o parte, de exemplu, coropișnița seamănă foarte mult cu creveții. Și ar trebui ca oamenii să știe lucrurile astea, să li se prezinte. Dass es in der Gesellschaft toleriert wird, wenn wir im Restaurant einer Garnele den Kopf abreißen und mergem la restaurant. Nu e problemă să desprindem capul unor creveți, să... Păi da, și uneori ne folosim chiar de cleștișori și foarfece și alte unelte. E chiar o artă să știi să deschizi astfel de crustacee. Exact, și la scoici, care... arată atât de indecent, sau melcii. Dar da, la astfel de fructe de mare, lucrurile sunt tolerate, la insecte încă nu. Care este situația din punctul de vedere al vârstei consumatorilor? Avem mai degrabă tinerii care sunt dispuși să încerce astfel de insecte sau nu avem diferențe în ce privește vârsta? Kann man natürlich so immer auch schlecht sagen. E greu de spus. De exemplu, la târguri, cine vine la masă să înțeleagă, să guste? Und klar, man kann natürlich schon sagen, jetzt, tinerii, în general, dar e de înțeles, o bunicuță de 85 de ani, e normal să fie mai reticentă decât un tânăr de 25 de ani care tocmai s-a întors dintr-o călătorie în jurul lumii. În principiu, însă,
Cred că lucrurile sunt de fapt destul de bine echilibrate. Încearcă și tinerii și vârstnicii și femeile și bărbații, deci nu aș spune că există o anumită grupă de vârstă. Chiar sunt foarte curios dacă o să-mi placă ce am gătit. Am scăpat de plită și acum să vedem. Și chiflele sunt gata. Și citesc ca aport energetic, un astfel de burger de 85 de grame conține aproximativ 234 kilocalorii. Nu știu cât conține un burger normal, dar oricum conține carbohidrați 16,7, acizi grași saturați 2 grame, proteină de 14 grame, adică un conținut foarte ridicat. Și cred că asta e decisiv. Jetzt versuche ich das mal mit der Mango, mit dem Mango Chutney. Am să încerc sosul de mango chutney. Geschmack mit chili. Are un gust de mango, limete și chili. Cred că ar merge bine și niște ceapă gratinată. Mugurii îi presărăm deasupra. Chiar arată bine. Să sperăm că va fi și bun la gust. Aceștia sunt puțin mai amărui. Nu știu ce gust are carnea, dar și la un hamburger normal aș... Oh, dar ce bine miroase! Miroase super! Aș zice că miroase a pui, a carne de pui. Să le arăt acum tigaia și celor care ne văd. Chiar dacă nu aș fi știut că sunt din vierm de făină, chiar nu mi-aș fi dat seama, niciodată. Am... Aș spune că arată totul foarte bine. Ia să vedem o furculiță. Oricum, e deja am cam plouă în gură. Pun și salata. Deci chiar e distractiv ce fac, credeți-mă. Ieri fiica mea, văzând produsele în frigider, a fost cam rezervată, dar... Eu cred că în momentul în care o să vadă această emisiune, cred că o să zic că ia, lasă-mă și pe mine să gust, că în general îi place ce gătesc acasă. Și acum întoarcem. Foarte, foarte frumos. Acum le fixăm cu oțepușă să rămână frumos, să-și păstreze forma. Da, dar lipsește coropișnița prăjită, presărată deasupra. Corect. Lipsește. Nu știu dacă mai trebuie să pun sare, piper. Cam așa arată, inclusiv decorația, să spun. Nu se vede verdele de la salată, dar am să gust. Sper să mă iertați, e pentru prima oară când mănânc într-o emisiune. Und? Lecker. Super. Lecker. Können Sie den Geschmack? Mit einem Mango-Chutney are gust de Mango-Chutney. Zu würzen ist sehr fein. Condimentele sunt bine potrivite. La celălalt burger o să pun sos barbecue mai rustic. Ce credeți că e mai bun? Credeți că se potrivește sosul Mango-Chutney? Da, e destul de dificil să spui, e o chestiune de gust, dar oricum, de arătat, arată foarte bine. Păi chiar și miroase, chiar și are un gust foarte bun.
Ja, und das ist es eben, die Leute müssen exact, einfach die Möglichkeit haben, das zu probieren. Oamenii trebuie să aibă posibilitatea să deguste și dacă ești la un târg, de exemplu, trebuie să le oferi oamenilor această posibilitate să guste gratis. Ja, schafft man eben in kürzester Zeit eine Vielzahl von Leuten, să câștigi noi adepți. Einmal sozusagen dieses persoane Erlebnis care zu schenken, uneori die, vor fi dispuse să își facă cinste ja, cu aceste produse. Natürlich ist es der zweite și Schritt, al doilea dass pas, Leute, cred că ar fi acela în care oamenii ar introduce în dieta zilnică aceste produse. Oamenii trebuie sensibilizați, trebuie să știe că există și aceste alternative pe care trebuie să le tolereze mai mult. Ar fi niște pași importanți și ceea ce a spus mai devreme, alternativă la wird es natürlich proteine, auch nur funktionieren, wenn die Leute akzeptieren, oamenii trebuie dass die, să accepte că animalele, somonul, pui și așa mai departe sunt crescuți cu proteine din insecte. Ja, also ich finde es interessant. Mi se pare foarte interesant. Seamănă foarte mult cu un alt produs de carne tocată. Și chiar, pe bune, dacă nu mi s-ar fi spus ce tip de proteină conține, aș fi zis că este un burger vegan. Ja, ich glaube, es gab eine kurze cred că am avut o scurtă pauză tehnică, ja, întrerupere. Ich bin hier versehentlich an cred că am apăsat eu aiurea pe butoane pe aici. Deci seamănă foarte mult cu alte preparate de carne, de carne tocată. Putea fi falafel, un burger de pui și să spui așa, fără nicio pregătire, păi nu că eu mă pricep la toate și știu că ăsta e un burger de insecte. Nu, chiar nu-ți dai seama. Zici că e carne tocată. Exact ceea ce spuneam la început. De fapt, nu e vorba, nu vorbim de un gust absolut nou. De exemplu, viermii buffalo au gust de alună sau viermii de făină pot fi prăjiți în tigaie, puși în salată și seamănă la gust cu mugurii de pin, de exemplu. Așa că, din punctul de vedere al gustului, nu e ceva extraordinar și de aceea pot fi combinate aceste insecte foarte mult. E duminică la prânz, suntem un post de radio cu licență și nu avem voie să bem în emisiune, dar să mâncăm mai merge. Dar totuși, ce tip de vin ar merge? Vin alb, vin roșu? Definitiv den falschen. Nu, chiar nu mă pricep. Eu probabil aș bea bere. Aber es gibt tatsächlich dar, vor einigen Jahren, câțiva ani, ich meine, es war in England, în Anglia, wurde tatsächlich ein s-a Weinführer făcut o demonstrație și au adus der un eben mit sommelier mit der Thematik befasst, wo priceput, Weine eben zu jeweiligen Insektenarten și el a făcut niște recomandări ce tip de vin să bem în funcție de tipul de insecte, dar eu nu sunt un cunoscător în ale vinului. Domnule Daman, am ajuns la sfârșitul emisiunii. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție extraordinară și vă mulțumesc că mi-ați făcut curaj să încerc aceste produse, pentru că nu puteam să vorbesc cu dumneavoastră într-un mod credibil despre aceste insecte fără să prepar și să văd și să simt cu propriile papile gustative gustul acestora. Mă bucur. Vă doresc numai bine și mult succes în proiectele dumneavoastră. Sigur, este nevoie de muncă de lămurire care va aduce satisfacții, sunt convinsă. Vă doresc numai bine și o duminică frumoasă. Sper că v-a plăcut. Mâncarea la revedere. L-ați ascultat pe domnul Volker Daman din Hamburg, care a scris și o carte despre rețete culinare cu mâncare din insecte și care are și o firmă, un startup de maxim succes de distribuție de alimente produse din insecte.
Acum, în pauza muzicală, dumneavoastră veți asculta o piesă muzicală a tinerei pianiste timișorene Maria Alice Poenariu, care oferă emisiunii noastre în exclusivitate programul muzical. Apoi îi voi avea în platou pe domnul Ionuț Olteanu și pe doamna profesor dr. Ioana Bălan de la USAMV Timișoara, un expert în securitate alimentară. Iar eu în pauză voi mânca acest hamburger care este din făină de viermi de făină, pardon, din, nu din făină, din viermi de făină. Scuzați emoțiile, este pentru prima oară că mănânc așa ceva și probabil îmi plouă în gură și de aceea nu mi-am găsit cuvintele. Rămâneți alături de noi și haideți să ascultăm pe Maria Alice Poenariu. Lumi în coliziune cu Radu Golban la Gold FM.